Vă salut, prieteni! Astăzi vom discuta despre vorbele marilor înțelepți ai lumii. Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare și bucuria cunoașterii. Cel care se ia după mulțime nu va ajunge mai încolo de locul în care mulțimea s-a oprit. Adevărul care nu are legătură cu tine nu există. Lumea pe care am creat-o este un proces al gândirii noastre. Nu poate fi schimbată fără a ne schimba gândirea. Nu există cuvinte mari, ci doar oameni mici. Pasiunile politice, oriunde ar fi stârnite, cer victimele lor. A devenit cumplit de evident că tehnologia ne-a depășit umanitatea. Cel care merge singur poate uneori ajunge în locuri în care nimeni nu a ajuns vreodată. O persoană începe să trăiască cu adevărat atunci când poate trăi în afara propriei persoane. Fidelitatea forțată e un fruct amar pentru toți cei implicați. Nu aștepta judecata cea de pe urmă, ea se poate face zilnic. Mintea noastră e ca parașuta. Își împlinește rostul numai dacă se deschide. Învățarea trebuie să fie percepută ca cel mai de preț dar, nu ca o obligație. Cel ce spune că e imposibil nu ar trebui să-l împiedice pe cel ce nu crede așa ceva. O minte care a fost lărgită nu se va întoarce niciodată la dimensiunea ei originală. Anul femeii după se an rămâne dilatat timp de câteva minute bune.